Caravana filmului românesc prezintă în luna mai cele mai frumoase filme românești, în diferite localități din țară. În perioada 10-12 mai, copiii, bunicii și părinții din Zalău sunt invitați la sala de spectacole din clădirea Transilvania, unde pot să vizioneze filme îndrăgite, precum Veronica, Lizuca și Patrocle sau Nică. Proiecțiile de filme se realizează după următorul program transmis de Gabriela Hosu, managerul Casei Municipale de Cultură Zalău. Acest proiect este susținut prin sprijinul Primăriei Municipiului Zalău și a Casei Municipale de Cultură Zalău. Ne-am dorit ca și în acest an să prezentăm publicului zăloan filme românești care să se adreseze tuturor categoriilor de vârstă. Astfel că de la orele 9:30 vor fi proiectate filme pentru copii de grădiniță și clasele 1-4, iar apoi de la ora 18 ne adresăm cu proiecții copiilor din clasele 5-8, liceenilor, și tot spre liceeni ne îndreptăm și spre publicul adult cu filmele care vor fi proiectate în fiecare seară de la ora 20:30 în Parcul Municipal Central. Cinefilii sunt invitați să vizioneze filme precum Veronica se întoarce, Mama, Saltimbancii, Zâmbet de soare, Amintiri din copilărie, Dumbrava minunată, Baltagul, Pintea, Nunta mută sau Life. Accesul publicului este gratuit la toate filmele din programul Caravanei Filmului Românesc. Următoarele orașe pe traseul caravanei din luna mai sunt Turda și Călărași.